Joi 8 septembrie, creștinii ortodoxi și greco-catolici sărbătoresc nașterea Maicii Domnului. Praznicul dedicat Sfintei Marii mai este cunoscut în popor și ca Sfânta Marie Mică. Nașterea Maicii Domnului, din 8 septembrie, intrarea în biserică, marcată pe 21 noiembrie, Buna Vestire, din 25 martie și adormirea Maicii Domnului, 15 august, sunt cele patru mari sărbători creștine închinate Fecioarei Maria. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este prima din cursul anului bisericesc, care a început la 1 septembrie și poate fi considerată una dintre cele mai importante. Credincioși, iată, prăznim astăzi una dintre cele patru sărbători închinate Maicii Domnului. În popor se mai numește și Sfânta Maria Mică. Și această sărbătoare a nașterii Maicii Domnului este prima sărbătoare din anul bisericesc, care nu începe la data de 1 ianuarie, ci sărbătorile anului nostru bisericesc, așa cum sunt trecute ele în calendar, încep cu data de 1 septembrie. Iată, practic, anul bisericesc începe cu prima lună de toamnă. Și sărbătoarea de astăzi este prima din acest ciclu al sărbătorilor pe care le avem în fiecare an. Și pe bună dreptate, se începe cu nașterea Maicii Domnului. Fecioara Maria s-a născut într-o familie de creștini, din părinții Ioachim și Ana. Deși înaintați în vârstă, s-au rugat cu tărie pentru a avea un prunc. Tradiția spune că îngerul Gavril i-a vestit că ruga lor a fost ascultată și că Dumnezeu le va da cel mai de preț dar, un prunc, ales al Domnului, pe care au botezat-o Maria. Ce trebuie să știm legat de această sărbătoare? Sigur, sunt unele lucruri mai puține pe care le știm despre Maica Domnului din Sfânta Scriptură. În schimb, găsim mai multe lucruri în Sfânta Tradiție, mai ales tradiția primelor secole creștine. Pentru că au fost scrieri care noi nu le avem, să zicem așa, oficial, în Sfânta Scriptură. Sunt așa numitele scrieri apocrife, dar sunt scrieri din primele secole. Avem scrieri chiar din primul secol creștin, apoi din secolul al doilea, al treilea și chiar mai târziu. Și în aceste scrieri, așa numite apocrife, găsim și lucruri cu referire la Maica Domnului. În credința populară, sărbătoarea nașterii Maicii Domnului reprezintă hotarul astronomic dintre vară și toamnă, momentul în care se dă startul lucrărilor agricole de toamnă și în care noul anotimp începe să-și intre în drepturi. Mai există și o superstiție românească conform căreia cei care mănâncă gătit în foc în aceste zile au șansa de a atrage asupra lor boli care îi pocesc. Se aprinde, în schimb, candela în dreptul icoanei Maicii Domnului și se lasă să ardă pe tot parcursul sărbătorii.